ce face și într-adevăr am văzut când ai prezentat partea de Academie similaritatea cu ce au cei de iPad și un model foarte bun prin care să creșteți. Vă invit la... Ca asta poți să folosești VitecOS? Cred că cel mai ieftin pachet începe de la vreo 2500 de euro pe lună. Yeah. Da. Chiar pentru bănci. Noi ce am încercat să facem, creăm aceste aplicații în App Store-ul nostru, de la care să pornească, pe care noi numim acceleratori. Și noi, ca să putem să facem onboarding de clienți noi pe această platformă, trebuie să ne asigurăm că este decizia foarte ușoară. Dacă noi veneam cu un soft mamut să-l locuiască, să stea 3 ani, să plătească 10 milioane de dolari, era foarte, foarte greu. Dar noi, practic, venim și discuția pe care o avem cu stakeholderii este pentru doar 2500 de euro pe lună, poți să ai un journey, highly digital, integrat cu toate sistemele tale actuale și live într-o lună. Ce te costă? Dacă în cadrul băncilor, banii ăștia sunt peanuts, they're nothing. Și atunci, practic, așa facem primul pas în relația cu clienții. Și evident că avem după aia Customer Success Package, care după aia Tech Support Package, care îți presupun creșterea de la un just one journey și o interacțiune foarte mică cu fintech, cu FintechOS, să poți să dezvolți un top din ce în ce mai mult. Pentru că, da, platforma e foarte, foarte modulară și extensibilă. Foarte bine, super. Mulțumim mult. Cred că m-am cunoștințe, dar sigur n-aș vrea să plecați cu stomacul gol. Așa că vă invit la o ședință afară, cât încă nu s-ar arăta. Și să mai povestim un pic, sigur. Da. Mai rămâneți, nu plecați? Da. Nu s-a mai pus să stau foarte mult, cât e ceas, acum am jumate, probabil pe la 9 trebuie să fug. Da. Dar m-aș bucura foarte tare dacă mi-ați dat vreun insight, dacă știți oameni care ar fi dispuși să facă asta, dacă vă vin idei de genul ăsta. Pentru că ar fi, pentru mine cel puțin, challenge-ul principal este să creez un funnel, atât pentru noi cât și pentru parteneri. Că sunt grămadă de companii pe care noi îi convingem să înceapă să dezvolte fintech, să implementeze, care și ei se duc în piață și vor să recruteze aceiași oameni și să lovesc de aceeași problemă. Că da, nu poți să iei front-end developers, nu poți să iei PHP developers, dar pe care iei? Și cumva challenge-ul meu și al Cristinei, colega mea cu care se ocupă de recrutare la noi, e asta, să găsim oamenii care, pentru care asta ar arăta ca o poveste de succes. Tranziția pe FintechOS arăta ca, bă, this is how success looks like. Vreau să devin developer de așa ceva, înțeleg conceptul, înțeleg viziunea și I think I can do it. Și dacă aveți orice insight, voi, prieteni, cunoscuți, alți oameni, alte industrie, it would be really helpful, pur și simplu, ca să ne facem treaba mai bine.